Bună dimineața, ziua 4. Bine ați venit la un nou vlog. Mamă, ce vreau să vă zic, că a fost frig rău de tot azi noapte. Cred că au fost minus un grad. Oh, mamă, cum au torc camele. Dar am tot scobor două de astea. Nu știu dacă se poate vedea pe geamurile astea că e gheață. Deci au fost grade cu minus. Suntem în dovan, dragi prieteni. Soarele sus, acolo, puțin. Uitați, se vede fișteile aici. Se vede acea pucioare. Cred că, uite, acolo undeva, cred. Nu. Acolo. Da. Și este foarte, foarte frig. Încă micul dejun, trebuie să-mi încarc camera și asta, că seara n-a fost curent și nu știu dacă e acum. Adică acum e un pic. Și nu mai am bateria telefon, adică... Uitați așa să vă arăt că nu mă păcălesc eu ce... Nu mai. N-avem curent, n-avem nimic. Nici asta nu mai merge pe ăsta. Gata. Da. Trebuie să un nou vlog, hai să începem ziua această minunată, să vă arăt unde trebuie să ajungem, mâncăm cu deciun, o luăm la pas și vedem ce se întâmplă și cum trecem și peste ziua asta, dacă putem să trecem. Trebuie să trecem. Morning! Aici afară, aici nu care tot afară și ăsta este micul dejun, tot la fel o văz cu măr. Din păcate nu e curent, n-am baterie la cameră, n-am baterie la telefon, mai puțină baterie la laptop, deci nu știu ce să vă filmezați, mai am o baterie externă care mai are ceva baterie în ea, dar nu știu, nu pot să le încarc pe toate cu aia. Așa că ziua asta va fi greș din punct de vedere al curentului. Cine s-ar fi gândit că găsesc miere aici? Merge un pic, cred că ajută la energie. Ce și diminețele sunt grele, zilele sunt grele, curând nu e, căldură nu e, apă nu e. Mamă, mamă. Nu știu dacă vedeți, nu prea vedeți, că de-abia văd eu undeva pe acolo, e un helicopter. Și au trecut vreo 4, sunt din alea roșii de salvare. Au trecut vreo 4, ceea ce ne îngrijulează, când până acum n-am auzit niciunul. Și acum am auzit 4, în, nu știu, într-o oră de când ne pregătim de dimineață. Deci cu cât crește altitudinea, na. Riscuri. Eu am făcut bagajul, plecăm spre, ce e bagajul de fapt, și acum părăsim această minunată, nu știu ce să-i zic, lodge, cazare. ETC. Și plecăm către Deurali. Băi, suntem prin pădurea asta de bambus. Uitați ce frumos a ieșit soarele sus acolo. Ce frumos se văd crestele. Începe să fie frig și începe să mă doar în cap, în spate, gen la, cum se numește, occipital. Acum n-a simt ca o presiune așa, bănesc că e puțin normal. Cred că ne apropiem de cota 2700, ceva de genul. We stay in the sun. Ne-a înghețat mâine, ne-a înghețat toate alea. Dar asta e. Trebuie să continuăm. Unde chiar vezi o cascadă frumoasă. Și brusc de la am înghețat de frig. A început să fie foarte cald, mi-am dat jos geaca, mi-am dat jos căciula. Nu știu dacă să-mi dau jos și asta termică sau hanoracul. Din păcate am și două perechi de pantaloni și cred că o să dau jos una, pentru că e foarte cald. Cred că sunt aproape, nu știu, 14 grade
13 pe acolo, cred, simt eu așa. Să mă dau și cu cremă de soare pe față. Important asta la altitudine. Mai ales că eu nu prea mă dau și nu sunt cremă de protecție solară. Sunt conspiraționist de asta. Gluiesc. Dar nu uit mereu să dau. Și, nu știu, cred că îmi dau pantalonii jos. Mamă, stau într-un picior pe marginea prăpăstii. My lady dance. Am dat de o bifurcație, una în sus pe aici și una pe aici. Și nu știu pe care să o aleg, dar după instinct m-aș lua după unde sunt steagurile bănuind că au fost puse de localnici. Să știi pe unde să iei. Ce vedeți voi pe aici? Un izvor care curge fix pe drumul pe unde mergi. Problema cea mai mare este că sunt alunecoase pietrele și sunt foarte ascuțite așa. Și risc să calci așa, gen, sau așa, sau înțelegeți ce zic. Trebuie să fii foarte ferm pe cum calci. Am urmărit steagurile și aparent, uite, mai e unul aici pe pom și mai sunt mai în față, deci cred că am luat-o pe unde trebuie. Mă, mai complicat rău, frate. Trebuie să fii foarte atent cum calci pe astea. Uitați și voi. Și aici în față pare fi ceva, dar cred că e un altar ceva. Dacă ziceam mai în spate să nu arunci chestii, să nu scuipi, să nu faci din astea ofensatoare. Superb! Wow! Wow, wow, wow! Mamă, de mare e cascada asta! Da, genial! Ăsta e altarul de care vă ziceam. Păscâtele astea s-au făcut, cred că se fac pentru noroc. Mă apuc și eu să fac una. Trebuie să stai în echilibru. Facem și noi de asta pentru noroc. Hai să vedem cât e. Și aici în altarul ăsta pe care l-am găsit, uite, sunt și niște bani puși aici. Nu știu dacă vedeți aici. Sunt niște flori, ofrande puse acolo. Uite și o poză cu o fată, nu știu dacă o fi pierdută sau ceva. Nu vreau să mă plâng iar, dar pauză de bat un proteic. M-am mâncat în curs să mă iau după niște porteri, cealaltă care caută, care cară chestiile alea. Că știu, e scurtător, dar uitați-vă ce scurtător mâncava și că are 90 de grade asta. Și uitați cum arată bucuria. Cred că vedeți pe acolo printre copaci, fix în mijloc, niște culori albastre. Acolo e Himalaya. Și sus munții. Himalaya, desigur. Asta e. Și arată bucuria, băieți, când vedeți un loc unde poți să oprești să mănânci, să mergi la toaletă. Chiar cred că ăsta a fost un shortcut și
Dacă ajungeți, deci după ce treceți de templul ăla pe care l-ați văzut mai înainte, urcați scările alea multe, la un moment dat o să se spletuiască ori urci multe, multe scări, ori faci dreapta undeva. Unde ați văzut, la un moment dat o să fie foarte abrupt, dar după, totally worth it. În punctul meu de vedere că nu cred că mai worth it, că pare că e plan acum până la Himalaya. Pe scările alea, pe drumul ăla, cred că urcai mult și pe aia cobora iar. Așa că, tips and tricks, probabil dacă vii cu ghid, ăsta e unul din win-uri. Păi, uitați-vă cum poate să arate locul ăsta. Cu munții Himalaya acolo în spate, plin de zăpadă și orașul Himalaya fix acolo în mijloc, orașul, mă rog, două cabane. Cascada asta minunată aici. Superb. Superb. And we did it, guys. 2900. Și așa arată Himalaya. Organic beans cafe. Doamne, ce superb. Iar elicopter, nu știu dacă se vede, vine de la ABC, de acolo pleacă. Hai să vă arăt și prețurile, să vedeți cam cum cresc treptat. Bine, pentru cei care au văzut celelalte vloguri din urmă și vă recomand tuturor să vedeți, ca să vedeți traseul complet, că altfel nu prea are sens. Puteți să comparați, că v-am arătat meniurile cam peste tot. Ce vă diferit, de exemplu, tomato... Noi am luat așa, am luat o porție de tomato spaghetti cheese, care e făcută cu brânză de iac și roșiile de obicei au fost fresh, și o tomato cheese pizza. Deci, ca idee, mai sus din ce mi-aduc aminte, tot așa erau, în jur de 600, 500-600, deci s-au scumpit cu maxim 2-3 lei, cu o zi în urmă mă refer, față de o zi în urmă. Băuturile le vedeți aici. Și cam atât, cam asta e meniul. N-ai foarte multe opțiuni, dar mi se pare că sunt foarte multe, având în vedere că ești la cota 3000. Da, o să vă arăt imediat cum arată și mâncarea. Astăzi am decis să fie o zi mai chill, că puteam să mergem mai sus până în Machu Picchu, sau până în MBC, Machu Picchu Base Camp, cum se numește. Dar am decis să mergem mai puțin, sau cel puțin eu așa am vrut și a vrut și la fel. Să ne odinim un pic picioarele. Și așa e mult de urcat. Deja am urcat de la 2000 600, este la 2900, deci am urcat 300 de metri altitudine și mai avem încă 300 de urcat. În broșura aia pe care au dat-o și ce zice lumea, cam între 300 și 500 pe zi e ok să urci, astfel încât să eviți sau să lași corpul să se adapteze mai bine la altitudine. Așa că noi o să avem 600, puțin peste limita a cât zic ei că ar fi ok. Dar dacă mergeam spre Machu Picchu, care la 3000 și mult, 3700 cred, era 1000 și era un kilometru altitudine peste, ceea ce era cam mult. Așa că am decis să fie astăzi chill și mâine de la Deuralio o să fie de la 3200 la 4100, deci o să fie 900 de metri. Nu știu cât de ușor sau cât de greu să fie, poate oprim în Machu Picchu încă o zi, habar n-am, să vedem cum ne simțim. Poate eu merg mai departe că pot și nu mă simt nimic, poate ea rămâne, nu știu. Vedem, nu suntem legați, am întâlnit pe drum, dar prefer să merg cu cineva, e și mai safe, e mai safe și pentru ea, cred. Pentru ea e mai mult mai safe decât e pentru mine, dar în general e mai safe să nu fii singur pe munte, mai ales la altitudine așa mare. Și nu am vrut să fiu misogin când am zis mai safe pentru ea. Dar sunt foarte mulți indieni și localnici care merg singuri pe aici în pădurile astea și să fii singur ca femeie nu e la fel de safe. Da, deci vă rog, nu vă atacați. Yes. And then many clients I refuse to take once they touch with me, once I'm guarding, saying, if you really weak through your mental, then take it. Otherwise, let me guide you, and then I will judge your body, mm-hmm. and in certain case, I will give the pills. Yeah. Otherwise, you don't need it. Yeah. This is what I said. And then 50 to 60% out of 100, they do without any pills. Even those who get the advice from doctors saying take yeah. pills before. Yeah. It's always, it depends. On the person. Because like, for example, it's your first time. And you are doing this. Okay. And if you take the pills already from Kathmandu or some places,
then how can you prepare for the bigger expedition? Yeah, bigger you mountain? Have to take like 5 pills maybe. Yeah, to help. Not the 5 pills, but mentally you don't yeah, know. Yeah, of course. What is your level? Like I said, it's not the bad ideas that you took, because sometimes you will get headache because of the sun. Yeah, or maybe don't drink enough water. Dehydrations. Yeah. Or cold wind. But in your mind, oh, I didn't take the pills, that's why I have headache, that's why yeah. go for it. Always, to feel the altitude, you have to have more than 2 symptoms together. Okay. The majority of incident is on the way back. On the now, way back. Now, it's going down. For example, two of you is taking really, really serious. Oh, I may get altitude. That you take it very slow. Going up, the people have in their mind is like altitude sickness. But on the way down, yeah, I did it. I have no problem. They start running, but at the same time, it's a small rock. The big rock will not harmful for you, but a small rock. Yeah, just twist your ankle. Yesterday the they were like guys like running. It's the maximum of the people get injured on the way back. Even not only this kind of trek, even the bigger expedition. Ah, okay. So on the way back. Bun, nu mai știu ce am înregistrat și nu că am vorbit super mult cu băiatul ăsta. Băiatul ăsta e un ghid privat care antrenează și ghizi din alte țări. A fost și în Cipru și în India și în Noua Zeelandă, se duce în multe țări și antrenează ghizi pentru a fi ghizi de trekking. Da, și ce vreau să vă zic de asta cu altitudine, cu pastile de altitudine, v-ați văzut că e mai mult mental, că whatever. 95% din accidentări se fac pe când cobori, pentru că ești relaxat, că ai ajuns sus, nu s-a întâmplat nimic și nu mai ești atent când calci și așa, toată greutatea se duce pe genunchi și pe gleznă și atunci na, astea sunt riscurile. Da, și zicea că după, la întrebarea noi, dar câte trekking-uri din astea face pe lună sau pe săptămână, gen de poate să facă atât de des. Și ai zis că după ce termină ăsta, săptămâna viitoare are unul la cota la un vârf de 6000 și ceva, n-am reținut exact. Și la 2 săptămâni după ce îl face pe ăla, că durează 2 săptămâni, are altul la cota 7000 și ceva. Deci, omul e strong, strong. Aveam să luăm așa niște inside-uri de la un ghid de aici din zona să vedeți când cum stă și totul a plecat de la faptul că ea a luat pastila de altitudine și am întrebat eu, mă, cum e bine să iei pastila de altitudine? Să o iei înainte, dacă n-ai simptome, gen preventiv sau? Și a zis, bă, dacă nu stai bine cu mentalul, ia înainte jumătate de pastilă, să stai tu liniștit. Dar dacă iei pastilă începând de prea jos, după în mental nu o să fii obișnuit cu 2 pastile, dacă iei, deși oricum recomandat să iei una la 24 de ore. Dar, na. Înțelegeți, vă deține mai mult de mental și de cum îți lași corpul să se adapteze, dar oricum tot mental trebuie, poți cumva să managerești, să controlezi asta. Ia uitați cum au venit norii și aici și în partea asta și încep să picure un pic, cred că o să vină o mică ploaie. Și așa arată mâncarea, astea spastele, asta e pizza, aș costă vreo 50 de lei, amândouă am luat, așa ca să mâncăm. Jumii-juma. Că aveam poftă și de aia și de aia, dar nu știu dacă puteam să mâncăm amândouă porțile. Să vedem și prima pizza. Prima pizza în Himalaya, cât de bună e. Ce arată? Vezi că e super bună aici, mă. I think they have nothing with meat, right? Nu. No. Deci nu găsiți carne, adică nu mai e aici carne, poate mai e față să vedem, da. Greu. Quick update. A început să plouă și mai strâmb și noi un pic, am rămas cu stomacul. Ne-am mutat aici un pic înăuntru și cred că mai stăm puțin să așeze și la noi mâncare și poate avem noroc să se oprească ploaia sau poate venirea să înceapă mult mai tare. Am ponciul aici. În caz de ceva, dar sper să nu merg totuși pe pietrele astea și pe stânci așa ploios, că e destul de nașpa. E groasă, toată lumea se echipează. Am scos și eu ponciul. Plouă destul de... Nu foarte rău, dar plouă. Pana mea, eu nu pot să merg fără protecție, mai ales că am camera, am laptop, am telefoane, baterie extern, hard-ul, toate nebunile. Așa că vă dați seama că acum dacă a venit ploaia s-a făcut și mult mai frig și trebuie să mă reîmbrac din nou, să iau pasta peste mine. Și de mai departe, dar mai stau vreo 10 minute, că poate avem noroc. Deși nu pare. Și el e nou prietenul meu, Mărin. Ce faci, Mărine? Zi, Mărine. Ți-am încălzit scaunul, nu știu cum îți place. Zi, Mărine. Zi, Mărine, îți place.
Îți pace răsfățelule, marinel răsfățel. Mai și mânușile care ar trebui să fie. Asta peste? Nu știu ce să pot să vă filmez, că n-am unde să bag camera. Să mă acopăr cu toate. Uitați-vă cum arată cu pelerina asta cu ea. Trebuie să o pun și eu. La fel o să ar și la mea, mai mare cred. Că mi-am zis că bun și cât ghiozdanul ăsta, mai bine mi-e una mare să acopere tot. Yeah, I can zip it. There's like a zip. No oxygen? Yeah. Yeah. Legat omul de zăpadă, gata. Hai, continuăm. Cam asta e statusul. Pietre, plouă. Și e din ce în ce mai greu și irespirabil, oricum. Pauză. 3 minute. Și dacă vedeți, acolo pe munte deja ne apropiem de nivelul de altitudine unde încă e zăpadă. Și aici, în stânga. Hai să vă arăt un efect mișto, mai puternic aici. Ce ziceți de chestia asta? Îți place? Cinefil, nebun, rău de tot. Ah, da. Deci cred că suntem la un sfert din drumul până de Orali. E nașpa când plouă, că e greu să mergi, să te miști. Sunt astea mari, fâșii, tragi după tine turna chestia. Da? Hai. Uitați-vă cu ce plouă sau, mă rog, ninge, e gheață, e grindină. Nu știu dacă se vede. Pe mânuși. Și pe geacă. Ok. Namaste. Namaste. Mi-am schimbat outfit-ul. Mi-am pus doar pelerina pe ghiozdan și geaca asta. Că nu puteam să mișc prea bine în alea. Și ai nevoie să te mișc bine, că e grindină și e foarte, foarte alunecoase. Pietrele trase chiar începe să fie foarte greu. Băi, am un bănuș, dacă se vede, a început să viscolească. Uitați-vă câtă zăpadă s-a pus pe munții aia. Încerc să dau zonă, dar nu cred că vedeți. Deci viscolește într-una. Frig nu-mi e, dar uitați, a început să strângă zăpadă și pe aici. Uite, acolo, de exemplu. Pe aici, pe pietrele astea. Ziceți că nu s-a pus multă zăpadă acolo față de cum era mai devreme. Încep să fie și pe drum destul de multă. Și vreau să vă arăt bucuria noastră. Dar nu știu dacă se vede. Printre crengile astea undeva în spate, fix în mijloc, acolo ar trebui, se vede de Urali unde trebuie să ajungem. Mai în față nu cred că putem să mergem, că ninge destul de tare deja. Și ce să fiu? E mișto. Hi Tiger! You can do it. Da, mă, e destul de periculos ca idee. Nu e așa ușor, mai ales cu vremea nașpa. Este. Da, nu e nimic cu sperea. Dacă ești inconștient și prost. Tu mai a trecut băiatul ăla cu geaca albastră. Și mi-a zis că a fost o avalanșă un pic mai în față. Să fim atenți că e greu de trecut. Hai să vedem. Ne face pe noi. Mamă, deci deja începe să se schimbe peisajul de așa fel, parcă e Lord of the Rings, nu știu, Game of Thrones. Fuck. Superb. Mamă. Nu dau seama dacă nu, aici a fi fost avalanșa, că e zăpada adusă până pe poteca asta. Nu știu dacă asta a fi fost. Am găsit un ca o peșteră. Nu știu dacă vedeți. M-a băgat sub ea cu purterii. Frig rău de tot acum. Hinku Cave se numește asta. Da, de Hinku Cave. Și
Urali. Mamă, mamă, ce vijelie e. Doamne, cum arată. Zăpadă. Încerc să vă filmez un pic așa, cât mă simt safe, că sunt unele roci și stânci unde nu e safe deloc. Și acolo cred că a fost o avalanșă sau ceva. Sau acolo? Nu, acolo curge doar apa, cred că, și îngheață. Acolo în spate cred că a fost. Unde v-am arătat. Holy crap. Ia uitați-vă aici, e jos. Cred că aici a fost, de fapt, avalanșă. Stai să vedeți. Fuck, I think that's the... What the fuck? Okay. That was the avalanche. Today? Yeah. Today. A few minutes ago. Bă. Mamă. Wow, deci am, asta e avalanșa nouă aia. Minciunea aia mică. Fuck. Pentru prima dată când văd-o. Dar se și vedem și după forma zăpezii, așa cum e venită. De unde? Mamă, deci s-a dus până jos, așa. Wow. Ok. Deci, practic, trecem printr-o avalanșă acum, că trebuie să o traversăm. Că nu, asta era ruta. Dar nu știu dacă a fost astăzi, că pare ca murdar, dar eu știu. Ideea e că noi trebuie să trecem pe aici. Și s-a dus mama, deci a fost mare rău de tot. Uite-ți-o câte zăpadă. Și câte pietre a luat cu ea. Mamă, lasă-l rău. După părerea mea, nu cred că a fost de foarte mult timp, pentru că nu sunt așa multe urme de pași, adică... Uitați-vă și voi. Nu e așa, nu sunt așa multe urme de pași, au drept o grămadă de oameni astăzi. Nu e așa bătătorit. Oh, deci efectiv stau într-o avalanșă acum. Mamă. Retard mental ce sunt. Deci să trecem prin avalanșa aia, n-am putut să vă filmez, dar super alunecos, a trebuit să înfigem bețele, niște găuri deja făcute. Uite gen cum e aici. Gen așa. Și să trecem, să le mutăm. Bă, da. Asta pot să zici că a fost o zi de trekking în Himalaya. Și pe unde trecem, mă, pe aici? Bă! Bă, pe unde trecem, pe aici, mă? Pe stânca asta. Sau pe asta mici, cumva. A, pe aici, așa, cred că. Pe acolo și pe pietrele lui. Da, cum e cascada asta, omul zăpezi, mâncava suflet. Omul zăpezi. Și cu cât înaintez mai sus, cu atât e mai greu de respirat, cu atât e mai multă gheață pe pietrele astea. Uitați cum începe să arate drumul. Uitați ce cascadă mișto în scări, așa. Și acolo... de Urali! One more. Close, close. Și oficial, de Urali 3200
Next station, NBC, 2 ore. Sincer, e ora 3 și un pic. Timp aș mai avea. Dar singur, cu asta mică nu pot după mine, că merge mai încet și aș lăsa-o aici să mă duc eu. Ideea e că nu e o problemă cu răspirea singură, că na, aia e, până la urmă, cum am venit separat, dar deci se întunecă și ninge acum. Și dacă se întunecă și ninge, nu e așa de simplu ca doar dacă se întunecă. Și așa arată de Urali, plin de zăpadă. Superb. Namaste. Bă, știți care e duma? Singurul motiv pentru care aș continua este că am un moment din ăsta de nu mai simt, nu știu, foame, nu mai simt că mă doare ceva. Am intrat așa super ok, nu știu. Mă simt super bine. Și de asta aș fi continuat, dar riscuri sunt, adică că sunt singur, unu, dacă am căzut sau ceva, nașpa. Doi, că încă ninge și sus 100% e zăpadă mult mai multă. Și trei, că o să mă prinde noaptea 100% pe drum. Uite, că vă uitați aici pe hartă. Uite, NBC, nu, de Urali tu NBC, aici zic 3 ore jumate. Deci noi suntem aici. Da, I think it's too far. 3703, e prea mult. No, no, you don't need to go and see. There are a few walls off here. Up here? Here. Ok. Mamă, ce panică era să... Ok, thank you. Thank you, let's go. Mamă, ce panică era să-mi luăm un cava și deci am întrebat aici o cameră așa orientativ, că nu, nu mai sunt camere libere de Urali, trebuie să mergeți mai departe. Deci în NBC era. Ceea ce nu era neapărat rău, dar uite, acolo, adică s-ar putea să mai fie, nu știu dacă vedeți, să nu se mai ce camera asta în sus, că cam așa pe ea. Unde este acolo, unde este gurile alea? Acolo sus? Hai să vedem. Deci ne-am plimbat între toate guest house-urile astea. Nu e loc nicăieri. Deci, nu știu ce variantă avem. De fapt, o variantă ar fi să dormim aici afară. Dar nu cred că murim. O altă variantă ar fi să mergem până în NBC. Și o altă variantă ar fi să întrebăm pe ăștia dacă n-a să dormim în dining hall, unde mănâncă oamenii. Decizie de ultim moment, plecăm la ABC, s-ar putea să ne prindă noaptea pe drum, dar asta e, nu dormim pe jos în pana mea, că n-avem unde, sper să găsim acolo ceva. Așa că plecat spre ABC, să ajungem noaptea pe boate. Nu mai am nici baterii, dar aia e. Am plecat cu riscurile pe care vi le-am spus, ce credeți? Ce credeți? Asta este. Let's go. Let's go. Deci nu avem unde să dormim. E super complicat traseul ăsta, adică stați să vă arăt așa un... Eu nu mai am baterie, mai am 10%, sper să vă pot să vă mai filmez câte puțin. Oh, I think it's here. That way? Yeah. Fuck, you can get lost so easily. Okay, so here. M-am pus să te pierzi super ușor că s-a pus zăpada și nu mai vezi pe unde ar fi asta de trec. Deci pe aici, pe sus trebuie. Da, deci cam așa arată. Ok. Go, go, go! Mamă, frate, pierd o grămadă de timp. Nu vreau să fiu rău tăcios sau ceva, dar nu vreau să ne prindem, n-avem să ne pierdem. Că zăpada acoperă... astea. Cărările, adică uitați-vă și voi. Acolo trebuie să iau, nu știu pe unde. Știu că direcția trebuie să ia aia. Unde era cu bățul, da. Pana mea. E superb, în schimb, e superb. Vreau să vă recunosc că a început să mă sperie gândul că trebuie să mergem mult încolo. Uitați-vă cum arată afară. E destul de tare, nu dă semne să oprească, s-a acoperit peste tot, am greșit de două ori ruta. Tigru merge încet. Come on, tiger! Bă, nu vreau să sperii, dar uitați-vă cum arată cerul acolo. Și
uitați-vă cum arată și în față. Unde trebuie să continuăm, adică încolo. Fuck, băgam și... Mi-am pus și asta pe mine că a început să viscolească mult mai rău și să fie mai fric. Așa că one more layer. Uitați câtă zăpadă a început să fie. Nu suntem nici măcar la un sfert de unde trebuie să fim. Uitați cum e zăpada. Desigur că eu n-am așteptat de zăpadă, să mă certați, știu. Uitați cum arată, totul e freaky, freaky as fuck, băga mea și... M-am mâncat în cur? M-am mâncat în cur. Dar știu că o să duc bine la final ziua asta. Că nu se poate altfel, nu știu cum să vă zic. Dar de la voi se poate altfel, la mine niciodată. 4% baterie. Nu știu dacă vedeți, fix acolo e o avalanșă în momentul ăsta. Fuck, și nu știu să-mi bag picioarele dacă pe acolo trebuia să o luăm. Băga mea și... Deci efectiv în momentul ăsta e curge zăpadă, nu știu dacă se vede, să încerc să dau zoom, dar... Incredibil. Incredibil. Uitați cât de aproape suntem de avalanșa asta, mâncava sufletul. Într-adevăr nu mai pare foarte mare acum, dar nu știu când poate să cadă mai mult. Habar n-am experiență în avalanșă, dacă cade constant, ceva îmi spune că se rupe de undeva, că nu ninge, nu ninge cu debitul cu care... Uitați acum cât de mult curge. Fuck. Cred că vedeți. Problema e că ruta noastră ne duce pe acolo, cumva prin fața avalanșei. Sper totuși să putem să o ocolim cumva. Mamă. Am văzut un cuțu, ceea ce înseamnă că trebuie să iau un oraș pe aproape. Mă gândesc. Doggy dog. Doggy doggy. Da, mă, deci cred că putem să trecem avalanșa undeva mai... Fuck, nu avem pe unde. Trebuie să ne apropiem mai mult. Dați de unde cade sus de tot. Mă, asta probabil cea mai riscantă chestie pe care am făcut-o. Pare foarte imprevizibilă zăpada aia cum cade. Hai să mergem când prea mai am baterie. Și văd și primii trekeri de o oră, frate. N-aveți idee, cred că e prima dată când mă bucur. Nu știu dacă se văd un ghiozdan roșu pe acolo. Da, deci pe aici, cât mai aproape nu. Dar oricum, deci dacă era foarte multă săpadă, risca cred că să coboare mai mult. Da, atât. Sper să merg cu tot ăsta cu noi, să ne arate ruta. Deci nu știu, bă, e fascinant, eu nu pot să-mi iau ochii de la chestia asta, n-am văzut în viața mea o avalanșă. Și mai ales gândeam că e la cota aproape 4000. Deci probabil începe la 6-7000, ceva de genul. Fuck. Or. Mamă, se apundă piciorul deja în zăpadă. Ca lumea. Fuck, mi-a intrat zăpada la ciorapi. Băga mea și... E numai zăpadă, frate, nu mai poți să faci nimic aici. Gata. Mamă, ce ție zăpada mai rău de tot. M-am dat la picioare și m-am înghețat. Corform, hârții, deci mi-am plecat de aici, din deurarii. M-a ceapu ce are undeva aici pe coal. Nu știu dacă e după coastă sau înainte aici. Sper totuși că e aici. Dacă ar fi aici, bine, asta nu merge căcatul ăsta. Zice, o oră 43. Un kilometru, că ar mai fi ideea, un kilometru de mers în sus. Asta e greu. Așa că... Hai, Tiger, hai! Go, go, go! Cu mintea mea de căine acum ce mergeam, așa m-am gândit că aia s-ar putea să ar fi fost o cascadă. Dar mă gândesc de ce nu îngheța. Sau așa e treptat, merge zăpadă, zăpadă și îngheață. Pentru că... Nu știu dacă reușesc eu să dau zoom, că nici nu știu exact. Uite acolo, fix acum, în mijlocul cranului, pare o cascadă înghețată. Deci, clar, e frig rău de tot. Și e posibil și aia să fi fost la fel. By the way,
Asta e cărare, nu știu dacă merg bine. Imaginați-vă că au fost acoperite toate urmele, tot traseul. Mai am harta în buzunar, mai am telefonul, GPS-ul. Dar nu e foarte precis, vă dați seama pe aici. Ultimele procente de baterie. Cred că e șarfa asta. Semnifică că suntem pe drumul cel bun. Sau cel puțin asta îmi doresc, pentru că nu văd absolut nimic decât zăpadă și uscăciune. Bă, gai, nu știu ce se întâmplă, dar nu sunt obosit absolut deloc. Gen, e incredibil. Parcă-s manliștea când iau coc sau ce iau. Mă, dar cum e pe aici, bă, frate? Bă! Pe unde mă duc, mă? Still alive. Still the best. Și nu există bucurie mai mare decât... Nu știu dacă voi puteți să vedeți acolo cabanele. Băi! Campion de 7 stele. Nu știu ce mână e asta, dar s-a obosit rău de tot. Deci s-a obosit cu respirație, așa. Cred că mergi până la base camp, dar bine, nu mai văd deja. Nu mai, gata. Mai am 3% baterie acum, că vreau să mai încarc bateria externă, puțin să vă mai arăt. Din iadul alb în care trec. Picioarele mi-au înghețat într-adevăr, deci sper că sunteți fericiți cei care mi-ați zis n-ai ce să cauți fără dăia de zăpadă. Aia e. O să-i pun acum la un foc să se usuce și mâine luăm de la capăt. Vă iubesc. Ia vedeți, băieți. Așa arată Victoria. Sus acolo, în stânga și pe aici, spre ABC, mâine. Gata. Vă iubesc. Mă rog de tot. Plâng pentru că am găsit cameră și pentru că localnicii de aici au zis că nu s-așteptau să mai să reușească să ajungă cineva pe zăpada asta. A zis că e ca niciodată în luna asta și că doar iarna e așa și că zis, bro, that was so difficult, you're so good. Și am zis, frate, prima dată. Nu știu, cred că camera și de aia nu pot să fac mai filmez cu camera, dar... Uitați cum arată. Și am știut aici când le vine să credă că am ajuns. Și eu plâng ca un idiot.